am venit de la școală. Oh, bună, scumpă! Bună, mamă! Trebuie să plec. Ok, gata, plec. Bine, pa! Ne-au bagajele? Pa! Ale? Ah, în sfârșit am scăpat de ea. Oricum, mă enerva. Cred că am să sun pe Birma. Să văd dacă vine. Sau știi ceva, o să o chem pe Zoe. Să dau pe difuzor. Alo? Alo, Zoe, ce faci? Vrei să vii până la mine? Da, ce s-a întâmplat? O să povestesc mai târziu, vino. Ok, să povestești când ajung. Pa! Pa! Gata, am ajuns. Poftim așa de repede. Deci, ce m-ai chemat? Mama iar a plecat acasă 2 zile în Italia pentru că șefa ei a pus-o să muncească acolo. 2 zile, deci, ce zici? Super! Faci vreo petrecere ceva, știu și eu. Cred că nu. Nu știu dacă o să fac. Cum nu știi dacă o să faci? Nu ești sigură pe tine? Ba da, sunt sigură, dar nu. Nu sunt sigură că mama pleacă, ce faci o fasă să văd dacă sunt cu mine. Mă lași cu tăstea, mama ta nu era deloc afară. Atunci de ce n-a venit să o ia taxiul? Are și-a mașină, da. Și-a cumpărat. Da, am văzut, a intrat într-o mașină. Sper că nu e una din farsele tale sau din glumele tale. Nu este. Ok, pentru prima oară și eu te cred. Bine, hai să o chemăm și pe Rosie. Ok. Alo. Rosie, poți să vii și tu pe la mine? Ok. Îți povestesc mai târziu de ce. Bine, bine acum, pa. Pa. Pam! Cum faceți asta? Ți-am făcut o farță, eram aproape, știam că mama ta a plecat, am văzut-o când a plecat pe geam. Și că am venit. Să, surorile gemene, semnul nostru. Mua, mua, mua. Cicabum! Stai, nu era cabuș? Ok, mai încercăm o dată. Mua, mua, mua. Cabuș! Da, de data asta ne-a ieșit. Da. Fetelor, încetați. Dacă nu vă dau afară din casă. Ok, gata, ne potolim. Mama! Fetelor, încetați! Gata, șefa, gata. Niciun gata, șefa. Plecați afară din casa mea. Frate, ce trebuie să fie așa? Soase. Cred că n-a fost o idee bună, o chem pe Birma. Tu de unde ai mai apărut? M-au sunat fetele să vin. Deci ăsta era planul lor. Ce vorbești acolo? Ce plan? Îți povestesc. Deci am chemat-o pe Zoe. Apoi dintr-o dată a venit și Rosie. Iar apoi, dintr-o dată, ai venit și tu, pentru că, Zoe a făcut un plan, la la. Da, exact. Foarte rău din partea ei. Ce mă interesează? Nu vorbesc cu ele. Știu dacă fac planul tău, de ce am mintea aia, nimic, nu-i așa? Acum ți-ai dat și tu seama, normal că n-am nimic în minte. Scuze. Vrei să mâncăm ceva? Am un tort special pe care mi l-a lăsat mama, deci pune-te pe canapea la neveste disperate. Deja sunt aici. Frate, deci că te teleportezi. Mă duc să iau tortul. E foarte greu. Am mutat și masa și tortul. Mulțumesc. Cu plăcere, ce să zic. Neveste disperate, intrați,
Pe nevesta despedată, .ro! Este site-ul cu cei mai mulți abonați! Pe bune, cum îți place nevesta despedată? Uite ce reclamă are! Tu-lu-lu-lu-lu, tu-lu-lu-lu-lu, nevesta despedată, .ro! Yeah! Mie-mi place ce spui acolo. Tu-lu-lu, 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 mă sună telefonul! Mă sună! Da, alo? Ok, pa. Ce, dar... Cum a dispărut? Nici băcar n-am început bine ca și dispărut. Ce prietene să mai am eu? Încredere. Am cum pe cine să mai sumă să stea cu mine. Nu vreau să stau două zile întregi singură.